Bine v-am regăsit la Digi Sport Special, mai greu decât ne așteptam, dar mai clar decât ne așteptam. Portugalia învinge Ungaria, scor 3-0, dezlănțuită echipa lui Fernando Santos în final, cu mult noroc înscrie prima oară, iar după aceea profită de căderea echipei gazdă și Cristiano Ronaldo reușește să mai înscrie de două ori după un penalti. Unul dintre goluri din penalti. Și așa s-a scris istoria acestei partide în această supergrupă de la Euro. E bineînțeles că așteptăm să vedem meciul vedetă dintre Franța și Germania peste o oră și ceva, dar deocamdată haideți să vorbim puțin despre această partidă de la Budapesta, cu stadionul plin, cu echipa Ungariei care a reușit să facă față, să țină piept echipei Portugaliei până spre final. Ultimele 10 minute au fost catastrofale însă pentru Ungaria și după minutul 84, când s-a marcat primul gol, a fost dezastru. 3-0, așadar scor final Portugalia-Ungaria. Marius Nicolae, Radu Paraschivescu în continuare alături de noi și discutăm despre această partidă cu o victorie foarte importantă pentru Portugalia, o victorie necesară, nu neapărat suficientă, și cu două goluri pentru Cristiano Ronaldo, pentru că trebuia să înscrie de două ori. Nu se putea termina meciul, doar din penalti, așa. Dar altfel, trebuie să o spunem discret, nu? Ca să îl citez pe Ilie Dumitrescu. O evoluție discretă. Da, dar totuși a marcat două goluri și astea rămân, indiferent de evoluție. Și e golgheterul competiției, nu? La egalitate cu Lukaku și mai e cine? A, Schick de la Cehi, da. A dat două. Exact. Cristiano, cum am zis, are ca obiectiv depășirea recordului de goluri. Asta înseamnă că îl mai vedem și pe la Mondial. Cu siguranță, cred. Cu siguranță, cred că are ca obiectiv și Mondialul. La 40 de ani. De fapt, da, la un an și jumătate mai. Da. Până în decembrie anul viitor. Bun, cum ți s-a părut ție, Marius? Ce i-a lipsit Portugaliei până să înscrie? Norocul, că ăsta i-a venit la gol. Dar cum ți s-a părut ție? Cum ai văzut? Nu m-a impresionat. Într-adevăr, o echipă care a controlat jocul, deși pe contraatac în două rânduri Ungaria putea să le creeze probleme. Au avut două ocazii bune. Dar experiența pe care au jucătorii portughezi a făcut diferența și, bineînțeles, a fost un gol norocos din două devieri, și la centrare și la gol. Iar apoi a ieșit la rampă Cristiano, pe care l-așteptam cu toți. Da. O vezi ieșind din grupă, bun, iese din grupă, probabil că ies trei echipe din grupa asta, dacă teoretic fiecare face victorie cu Ungaria, și probabil vom mai asista la vreun rezultat de egalitate între ele, cu 4 puncte, probabil că ies toate trei din grupă. Pe Portugalia o vezi cu un start ușor mai slab decât te așteptai, în ciuda scorului? Sau o vezi ieșind din grupă și mergând destul de departe? Da, pentru că au jucători, cum am zis, cu foarte mare experiență, jucători de valoare care joacă în campionate puternice, au numai campion în echipa lor. E o echipă mult mai puternică ca în urmă cu 5 ani când au ieșit campioni europeni, din punctul meu de vedere. Cum Cristiano, într-adevăr, mai în vârstă, dar eu cred că va marca mai multe goluri ca la precedentul, la ultimul campionat european pe care au și câștigat campionatul european. Păi de ce? Pentru că acum își dozează mai bine efortul, nu mai are aceeași vârtă, cum am zis. Uh-huh. Cum am văzut și în prima repriză, acum 5 ani nu cred că o rata la campionatul european acea minge. Este mult mai calculat și echipa e mult mai bună, nu mai depinde doar de Cristiano Ronaldo, un jucător care pot face diferența în orice moment, un Bruno Fernandes, ăla e pe un Bernard Silva, ai Semedo, ai și Guerrero care a și marcat și Jota, deci da. Ai din João Félix rezervă, adică da. Dacă îți permis să fii un jucător ca João Félix rezervă, înseamnă că ai o echipă foarte bună. Asta poate că ar trebui să fie turneul lui João Félix, așa mă gândeam eu, că domne, a ajuns la Atletico, nu prea confirmat, dar cu ajutorul echipei naționale poate să fie turneul de afirmare a lui João Félix ca o vedetă europeană. Dar deocamdată mai redeșteptat. Încă nu se lasă Cristiano Ronaldo. Dincolo de noroc, Marius, a fost totuși, mă refer la primul gol, a fost totuși acea pasă, da, care
a destabilizat puțin lucrurile. Clar, o pasă inteligentă în profunzimea lui Fernandez. L-a găsit perfect pe jucătorul portughez care era acolo. Cred că Rafa era cel intrat, nu era Rafa Silva? Nu, care... Rafa Dog... A, da, cel Rafa, care a da, centrat. Cel care a centrat, mă rog, da. Jucătorul mi s-a părut eșuată centrarea, dar uite că până la urmă a ieșit ceva. Și la șut a fost deviat și a ieșit gol. Bun, la urmă asta și contează. Da, Radu, a rezistat Ungaria ce a rezistat, dar s-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple. Până la urmă, da, deși n-ai fi zis, adică meritul portughezilor e că au insistat în continuare, deși jocul nu era grozav. Ocaziile au fost, dar nu multe. Mai interesant a fost ocazia lui Pepe de la începutul reprizei cu lovitura de cap. Pe aceea au fost și momente de joc îngălat la portughezi. În tribune culorile s-au amestecat, că și portughezii au roșu-verde. Și dacă stai și vezi 3-0 ăsta fără să fi văzut meciul înainte, îți spui că s-a întâmplat ce era logic să se întâmple și într-o succesiune firească a întâmplărilor. Compare acest 3-0 cu 3-0 Belgia-Rusia și cu 3-0 Italia-Turcia și lucrurile nu seamănă deloc. Adică acolo era clar că Italia o să învingă pentru că a dus jocul în așa fel încât să aibă o victorie la îndemână în fața unui adversar care nu prea a pus probleme. Din cu acela Belgia cu Rusia, belgenii au speculat gafele defensive ale rușilor. Aici nașterea a fost grea, adică din minutul 84 deja victoria, sigur, e logică până la un punct, dar e și rodul hazardului într-o anumită măsură. Adică ai dubla deviere de la primul gol, ai un penalti la al doilea gol, care a fost penalti într-adevăr, și ai o umbră de offside la golul 3, cel puțin eu așa am văzut. E adevărat, după o fază foarte frumoasă, o combinație interesantă. Sigur, e diferența de rutină și de valoare pe care o au portughezii în fața ungurilor. În același timp, există o oboseală pe care ungurii au simțit-o mai puțin decât portughezii. Să ne aducem aminte că portughezii au fost angrenați în cupele europene până în ultimele zile. Man United a jucat finală de Europa League, da? Sunt jucători uzați, sunt jucători de care s-a tot tras, jucători gumilastic, care la un moment dat cedează sau nu mai pot, sau își împuținează randamentul. Leg asta și de cazul Eriksen. Pentru că nu întâmplător s-a produs povestea asta după un sezon comprimat și mai încărcat decât altele, deci sezonul pandemiei. Da, e o victorie care era obligatorie pentru portughezi, având în vedere cine sunt colegii de grupă. Ungaria e într-o situație complicatissimă acum. Bine, a fost de la început. Era oricum, dar să ai și un gol averaj făcut franjuri după primul meci cu adversarul cel mai ușor prezumptiv, teoretic, chit că e campioana europeană în exercițiu. E campioana europeană, dacă te uiți la celelalte echipe, la campioana mondială, da. Care e Franța, și la fosta campioană mondială, Germania, îți dai seama că Ungaria deja are șanse străvezi să meargă mai departe. Bun, oricum le avea străvezi. Le avea străvezi, însă pornea de la zero gol averaj. Pornea de la zero gol averaj. Acum are un minus 3 după primul meci. Dacă ai 3 înfrângeri, mai contează gol averaj. Doar așa debitate, să zicem. Mai e o poveste. S-ar putea ca celelalte echipe să nu repete acest gol averaj. În ideea că o să învingă totuși, că logic ar fi și Franța și Germania să treacă de Ungaria, dar s-ar putea să nu marcheze mai mult de un gol, maximum două, s-ar putea să marcheze și Ungaria. Este o grupă de 3 calificate în mod normal, ar fi și păcat să nu se califice 3 de aici din grupa asta. Și Portugalia, acum 5 ani... Hai să presupunem că bate toată lumea pe Ungaria. Da. Una din cele 3. Dacă nu e atentă și ia 2 bătăi de la celelalte 2, e posibil să nu meargă mai departe la 3 puncte. Dar e posibil să se bată în sistem turneu. Fiecare să o bată pe cealaltă. Sau și să aibă fiecare 6 puncte. Și să aibă meciuri egale. Sau să facă niște meciuri egale, da. Acum, eu nu cred că va exista înțelegere între... Nu, dar s-ar putea să-și convină după ce ai bătut, să zicem, Franța bate Germania. Da. Și după aceea cu un egal în oricare din celelalte, bate și Ungaria și combină un egal cu cine mai rămas. Mă uitam la portughez că sunt o echipă care ajunge în fazele eliminatorii și chiar în finală și chiar câștigă pe neobservate. Acum 5 ani a plecat prost de tot în Franța și a jucat finala în fața gazdei.
Și l-a pierdut pe Ronaldo la început și avea toate datele să piardă finala și totuși a câștigat-o. Cum a câștigat-o? Scrâșnit. Dar a câștigat-o. Cum avea toate datele să câștige în 2004. În 2004, când au avut o echipă foarte bună. Și cu înfrângere au pornit. Jucau acasă. Au pornit tot cu înfrângere. Tot cu înfrângere au pornit, dar aveau o echipă splendidă atunci. Erau la ei acasă, cu niște baze sportive abia inaugurate și au prins echipa Greciei. Cea mai, după părerea mea, cea mai neserată echipă din istoria fotbalului. Să nu se supere simpatizanții grecii, am văzut echipă să joace mai urât și adevărat, în același timp, mai eficient. Antrenat pe Ostășește, Cazon, de Rehagel și pusă să toace jocul adversarilor. Cu Zagorakis, cu toți băieții aceia vechi, na? Care, uite, că au câștigat când nimeni nu le dădea vreo șansă. Da. Și de atunci toată lumea mai visează că uite că se poate orice modelul outsider. Grec. Modelul grec. Da, de altfel cu 4 ani înainte și noi am visat puțin în sensul că fiind ultimul turneu mare la care mai participau vedetele noastre din acea perioadă, era așa ca un suflu, hai să încercăm să obținem așa pe final de carieră, să obținem un titlu european. Dar când dai de Italia, în orice situație ar fi Italia, că oricum atunci Italia era puternică, dar mă rog, în orice situație ar fi Italia. De care campionă vorbești? În 2000. În 2000, da. Că ne-am mai dat de Italia și în 2008. Și ne-am speriat, speriat de numele ei și de numele Franței. Și alibiu a fost, păi am avut în grupă campioana mondială și vicecampioana mondială, care erau la nivelul lor cel mai de jos. Vrei să mai deschidem subiectul ăsta? Nu, dar așa era. Da. Cine Domenech, era? Antrenor, Domenech, da, Donadoni, selecționer. Da. Italia bătută de Paraguay la Cupa Mondială, egal cu Slovacia, ceva de genul ăsta, egal cu Noua Zeelandă, mi se pare. Franța. Da. Și nu la rugby, la fotbal. Franța, făcând și niște rezultate aiuritoare. Nu, cu Noua Zeelandă. Da, deci erau la minus. Da. Asta e. Am vrea să fim în situația aia, să reproșăm naționalei că nu se califică din grupă la un turneu final. Am ajuns și aici. Păi vezi, și atunci criticam cât de urât e jocul și selecționate conduse de Victor Pițurcă. Și criticam felul în care n-am reușit să batem Olanda, care ne implora să o batem, ca să scape de Italia. Da? Și acum suntem în situația să regretăm și perioada aceea. Absolut. Mă gândesc la viitorul regret. Cum o să arate? Nu știu, 2016, avem ce să regretăm de la 2016? Păi, un egal cu Elveția? Sau păi ce? Da, adică te-a bătut Albania, stai. Păi avem ce să regretăm? Nu avem ce să regretăm. Nu? Păi, eu am regretat că ne-a bătut Albania, sincer. Da. Na. Uite, apropo de ce ne mai amintim așa, nu știu dacă, i-aș ruga pe colegii mei să pregătim materialul acela. Am dat astăzi peste niște imagini, mă rog, pe care le știu foarte bine, din 1984, că am mai fost și noi pe la Euro într-o vreme. E adevărat, de o calitate decentă și să mai vedem cum era și când jucam noi pe la Euro. E adevărat, fără victorie la acel turneu final. În ultimul meci, Mircea Lucescu a cam schimbat echipa. Și am pierdut și în fața Portugaliei cu 1-0. Ne-am întors acasă cu un singur punct. Portugalia care avea și au o echipă formidabilă pe atunci, cu Șeu, Șalana, cu Diamantino, tot felul, Lima Pereira. Spania-Franța. Franța a trecut de Portugalia 3-2 după prelungiri. Iar Spania probabil de RFG. De RFG. A fost în aceeași grupă. Nu, de Danemarca. Nu, au ieșit Spania și Portugalia din grupa noastră, RFG. Da. Și Danemarca. A fost în Danemarca ieșise atunci, surprinzător, în 84. Era în grupă cu Iugoslavia, nu? Iugoslavia care luase un 5-0 la un moment dat în turneul ăla și Todor Veselinovici a făcut infarct la meci și a fost cărat la spital. Da, a fost un turneu interesant cu 8 echipe. Ceea ce vorbește despre comprimarea valorilor și despre miza fiecărui meci a fiecărui minut, dar într-adevăr, eu acum la revedere, sigur n-am văzut tot meciul, dar la revedere am o impresie mai bună față de impresia pe care am avut-o în 84, pe de o parte pentru că probabil meciul a curs în favoarea adversarului nostru, pe de altă parte pentru că inevitabil faci raportarea la nivelul nostru de acum. Chestiunea pe care nu o puteam face atunci.
Da, e adevărat. Da, dar când na, mai vezi ocazia lui Cora, șutul lui Bellone, da. Chiar, mă rog, e clar că Germania merita să câștige. Sigur. Da. Și noi eram prezenți la turneul ăsta final după ce câștigaserăm o grupă cu Italia, Cehoslovacia, da. Suedia și Cipru, din care se ducea mai departe doar câștigătoarea de grupă. Da. Și acum, Marius Nicolae, știi ce își spune în gând? Nu mai vorbiți mult despre fotbalul ăsta de când se juca cu basket. Da. Dar nu e chiar așa. Marius că nu se juca cu basket. Știu. Da. Dar se juca frumos, se juca bine. Se juca fotbal și, mă rog, aveam cu ce ne mândri. Întorcându-ne la prezent și la ce s-a întâmplat astăzi, bun, vom vorbi și despre ce va urma. Hai să mai vorbim puțin totuși despre partida de aseară, cum s-a părut Spania-Suedia. Marius, pe mine m-a impresionat Suedia din ce punct de vedere? Nu prea aveai pe unde să treci. Băieții stăteau 4-4-2. Mă rog, când mai era nevoie de unul din aia, doi, mai venea, mai umplea un gol și stăteau acolo, bun, au existat ocazii, asta e clar, mai ales spre final, dar ei, aia știau, dacă poate să o da și lui băiatul din față, bine, dacă nu, sănătate. Da, chiar mă uitam că au pasat așa de mult Spania mingea încât au doborât toate recordurile în prima repriză. Da. Într-adevăr, o echipă foarte bine așezată, cea a Suediei. Jucau două linii, 4-4 și atacanții, chiar primele două schimbări, cum am uitat la ei, primele două schimbări, chiar atacanții, cei doi au fost schimbați, pentru că ei făceau un efort foarte mare și alergau de la un fundaș central sau lateral la altul. În schimb, cred că Spania, cu puțin noroc pe care l-a avut astăzi Portugalia, dacă avea puțin noroc, eu cred că era un scor fluviu, din punctul meu de vedere. Dacă reușeau să dea un gol după aia, crezi că se... Da, cu siguranță, pentru că, cum am văzut și astăzi, n-au început să iasă la joc repede. S-au pus în valoare jucătorii pe care îi iau. Așa mă gândesc că și la Spania se întâmplă. Dar n-au fost să fie pentru spanioli. Nu au un atacant central acolo în fața portii să marcheze, pentru că i-a adus foarte bine mingea acolo, dar nu are cine să marcheze. Pe final, poate cu puțin noroc, Moreno de la Villarreal, dacă erau puțin mai atent la acea lovitură de cap, putea să marcheze. Și cred eu că la următorul meci îl vom vedea pe Moreno ca titular. Primul meci fără gol, Radu, ceea ce e o veste bună, în sensul că... Da, nu? Este. Un singur meci din prima fază a grupelor. E unul singur fără... Mă rog, mai e Franța-Germania, atâta. Da, și termină prima fază, prima etapă din grupe. Să ai un singur 0-0, e bine. Și nu știu cât s-ar fi pariat pe un 0-0 tamat exact la Spania-Suedia, câtă vreme Spania e echipă ofensivă, dar mie mi se pare o formulă palidă. Spania de ieri. E o echipă cam fără sare și piper, e adevărat, dezavantajată și de gazon, dar o echipă în criză de idei, în criză de inspirație. Nu mai sunt mari pasatori, nu mai sunt nici măcar driblării de altă dată, nici vârfurile cu instinct de vârf de atac. A fost o echipă nu oarecare, că e nepoliticos să spui asta, dar o echipă boantă. O echipă care a învârtit mingea, a plimbat-o prin toate direcțiile și pe toate unghiurile și, deși și-a creat ocazii, n-a impresionat pe nimeni. Nici Suedia n-a impresionat. E și greu să te impresioneze Suedia. Totuși, Isak a făcut niște numere splendide. Da? Aproape neașteptate, deci pe centimetru pătrat. L-a eliberat odată pe Berg, care este un ratangiu prin definiție. I-a enervat pe mulți suedezi și nu de azi de ieri. Dar e un 0-0, nu zic, căznit, cenușiu și care anunță totuși schimbări în lotul Spaniei, cum spunea și Marius. Eu m-am mirat că l-am văzut pe Morata. Morata, după mine, e un jucător plafonat. Adică, că e la Juventus. O fi la Juventus și se că e la Juventus. Adică sunt jucători mult mai buni ca el, inclusiv Moreno. Care nici el nu e Gerd Müller de altă dată, da? Dar este mai bun decât Morata și bănuiesc că Luis Enrique și-a făcut niște calcule. Foarte bun Robin Olsen. Deci a avut două, trei intervenții. Când a fost nevoie de el, a intervenit. Și cam atât. Adică nu, n-a fost un meci reușit din punctul meu de vedere. 0-0. Nu știu.
Ce se mai întâmplă acolo? Slovacia conduce în grupa aceea. Să vedem. Nu, e abia prima etapă. E abia prima etapă, da. Un prim punct care lasă deschise toate oportunitățile. Absolut. Bine, și Spania a mai început prost turneele finale. Chiar și pe la Cupa Mondială a pierdut toată cu Elveția, mi se pare. Cred că mai curând trebuie să ne uităm la astea care încep mai prost, mai ezităm, că alea care încep tare nu o duc până la capăt. Depinde acum, cum consider că a început Portugalia? Bine sau prost? Că scorul este minunat, e cel mai mare scor. Asta e partea cea mai bună, să începi prost și să bați 3-0. Da. După publicitate ne întoarcem să mai vedem câteva imagini interesante, să mai vorbim despre tot ce se întâmplă la Euro.